spun ai tăi acasă? Jackie. Așa, frate, că nu știam cum să-ți spun. Jackie. Că Jacqueline e prea lung. Da. Nici mie nu mi-a plăcut numele meu până pe la vreo 11 ani. Bă, mie îmi place, dar e prea lung. Adică, eu ca să, știi, eu îl scriu mereu și atunci când îl scrie lung, trebuie să găsesc eu varianta. Deci Jackie. Jackie, da. Bine, Jackie. Uite o întrebare așa de deschidere de rundă. Așa. O mai ții minte primul tău meci da. din circuitul WTA? Din circuitul WTA... Aha, e mai greu acum. Știu primul meci de la 7 ani, dar primul din circuitul WTA cred că a fost chiar la 14 ani în Turcia, la un turneu de 10.000 de... Ok. Cum era pe, înainte, că înainte era 10.000, da. Și am jucat cu o rusoaică și avea vreo 28 de ani și era 300. Și eu primisem wildcard la turneul ăla, jucasem bine un turneu de junior și mi-au dat ei un wildcard. Și în primul set, îmi aduc aminte, a fost 6-2 la ea, scurt, rapid, nu, eram prea panicată. După care fata s-a relaxat, a zis, bă, asta n-a jucat în viața ei, e primul meci. Și am întors meciul. Și ai bătut? Și am bătut. Deci primul tău meci a fost victorie. Primul meu meci a fost victorie. Asta e, așa trebuie. Ăsta-i startul. Exact. Și îl ții minte pe ăla de la 7 ani? Da. Ăla de la 7 ani a fost foarte amuzant, pentru că a doua zi era ziua mea. Aha. Și eu aveam probleme nu dacă câștig sau pierd, ce se întâmplă a doua zi dacă cumva câștig meciul, cum, că nu mai ajung la petrecerea pe care o aveam corect. Pentru ziua mea. Păi da, astea probleme adevărate. Nu. Și culmea a fost că am câștigat. Și a doua zi am abandonat. A, n-ai mers la meci? Nu. Walkover, frate. Exact. Oh, walkover, reason birthday party. Probleme reale ale, da, ok. Da, și a venit toată familia la meci. Am jucat la Steaua. Pe vremea aia se țineau turnee la Steaua. Și primul meu meci, exact primul meci. Și l-am și câștigat. Și vorbeam cu ai mei în timpul meciului. Aveam 4-1, ceva de genul ăsta, în setul 2. Câștigasem și așa și începusem să mă întristez, că ziceam, dar eu vreau la petrecere mâine. Da. Păi prioritățile sunt priorități, asta e adevărul. Avem 7 ani, n-am totuși. Da, foarte bine. Da, uite că știi cum e, chiar și așa s-a ajuns frumos. Mai dintr-o distracție, dacă încep de la început cu taca. Tu de la ce vârstă ai început tenisul? 4 ani. De la 4 ani am început tenis. Al meu are 4 ani acum, deci cred că ar fi cazul să... Cam acum ar trebui, da. E bine. Cam așa. Da, se joacă acasă. Dă minci de burete, da, ok. Da, e... perete în casă, da. Da, nu vrei. Eu jucam nu cu baloane. Veneam de la petreceri și jucam de 2 ori, 3 ori pe săptămână, ceva de genul ăsta, îmi plăcea foarte mult. Și mă duceam în casă, mă întorneam de la antrenament, mă duceam în casă și zicea bunica mea, hai să ieșim și noi afară să... Nu, stai un pic, că trebuie să dau aici un pic la perete, că vreau să simt un pic. Deci, băi, spăzeam. Pasiune, asta înseamnă, vezi, da. Ai știut din prima ce vrei, doar că nu știai că vrei. Exact. Am fost un copil dubios, că nu-mi plăcea să ies. Da, nu-mi plăcea să ies afară în fața blocului să joc șotronul, preferam să stau 7 ore acolo pe teren, să alerg după mingile tuturor, nu conta că fac eu antrenament. Mm-hmm. Trebuia să stau acolo pe teren, mai ciupeam și eu un joculeț, mai mă băga și pe mine în seamă, mai... Păi, dar... dubios e mult spus, e un copil care îi plăcea tenisul încă de mic, hai să spunem așa. Da, doar că era atmosfera care de fapt se întâmpla la terenurile de tenis, că am avut și un antrenor cu care de fapt am și lucrat până la 19 ani, care m-a făcut să-mi placă. Eu eram un copil antitalent, antisport, deci nu știam să... Când mi-a dat săracul prima piatră în mână și mi-a zis, aruncă și tu piatra asta peste fileu, am aruncat-o în spate cumva. Ok. Mamă, ce ciudat să spui asta, eram un copil antisport. Da. Știu, jucătoare profesionistă de tenis. Uite, de... Muncă. Asta e un semn. Băi, dacă vi se pare copiii voștri n-au nicio treabă, dați la tenis, nene, eu știu, poate ajung campioni, știi? Eu am o relație specială, oamenii știu, pe Facebook, pe salut tuturor, eu am o relație specială cu Elena Ostapenko, de ceva vreme. Nu știu cât știu, dar tu anul ăsta ai executat-o pe Nașa Leana, da. Cum îi spun eu, așa că te felicit personal în acest interviu. Felicitări și mulți înainte, să zic așa. Mulțumesc. A fost la Sankt Petersburg. Sankt Petersburg în
turul 2, da. Da, ai venit în calificări și ai ajuns în sferturi. Am venit din calificări, am ajuns în sferturi, jucam pe antibiotic, febră, am crezut că am COVID, m-au testat înainte de meci, nu aveam COVID, am făcut de fapt o frumoasă sinuzită. Și rugam înainte de fiecare meci. Înainte de Ostapenko sau după? Înainte de Ostapenko. Deci ai bătut-o cu sinuzită? Da, 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 da. Deci se poate. În primul tur, da, da. În primul tur am rugat arbitra să-mi închidă aerul condiționat din sală, pentru că i-am zis, eu altfel nu pot să joc. Îmi pare rău, plângeam, aveam lacrimi așa în ochi. Și da. E sentimentul ăla de groaznic, sensibilitate. Exact, da. Și au fost foarte, foarte drăguți cei de acolo, pentru că au văzut că nu era la mișto ce ziceam. Și mi-au închis aerul condiționat până la meciul cu Kuznetsova, pentru că acolo am avut public. Și n-au putut să închidă aerul condiționat, trebuia să leșinau pe acolo. Da, exact. Și cum a fost? Cum joacă Ostapenko așa live? Mai, pentru mine Ostapenko... Te-ai uitat în două seturi? Da. Ok. Deci se poate. Se poate. Ăsta este un interviu, deci se poate, așa se va numi. Ok. Se poate, clar. Ești copil, nu ești talentat la sport, dar ajungi campion. Bun. Da. Exact. Eu știu de la juniori. Noi am crescut practic împreună la aceleași turnee, mergeam tot timpul. Nu, n-am putut să o iau în serios. Da, într-adevăr, este o campioană, are niște rezultate incredibile, adică, Doamne, mi-aș dori și eu să am un Roland Garros în buzunar, jur. Dar și eu, acum, na, ce să zic. Are și stilul ei în care atunci când intră tot, bate pe oricine, cum a dovedit, dar eu n-am tratat-o așa. Eu mereu la juniori nu m-am înțeles cu ea, m-am certat cu ea la dublu când aveam vreo 13 ani. Mi-a dat o minge direct în umăr, m-am întors, a dat. Era adversara ta? Da, era adversara. A, pe stil, pe stilul lopată. Exact, da, okay. Exact. Și m-a nimerit și a zis, come on, știi, s-a încurajat. În loc să zică scuze sau da, ceva. Da, cum se zice. Și după aia, în vestiar, a venit la mine și se uita așa, pe umăr. Și i-am zis, it's okay, no worries. Și, no, I didn't want to say anything. Eu era așa pe verificări, făcea ITP-ul. Exact. Am înțeles, da. Și okay. De atunci s-a creat număra tensiunea victime. Asta între noi. Aha, okay. Și noi tot trebuia să ne întâlnim prin semifinale, finale, doar ori pierdeam eu, ori pierdea ea. Și, na, ne știm de atunci, ea, mă rog, a făcut pasul foarte repede, la, nu știu ce. Doar că atunci când a intrat pe teren, eu am văzut-o ca pe fetița aia de la 13 ani, care m-a lovit în număr și nu mi-a zis scuze. Am înțeles de ce era cu rădăcina. Da. Da. Voi, vezi că chestiile astea nu se cunosc. Noi nu știm asta. N-avem de unde să știm. De ce pe răzbunare? Păi da, așa, mă, așa se face. Și a fost două seturi la revedere. Motivația aia foarte mare. La fel cum a fost și înainte de pandemie cu Kenin, unde la fel ea venea după ce câștigase Australian Open, era 2 în lume sau ceva de genul ăsta. Și am jucat cu ea la Lyon, în condițiile în care la fel, am crescut împreună, am jucat dublu împreună ca și partenere și așa. Și nu n-am văzut jucătoarea campioană de slam și nu, am văzut o pe Sophie, cea pe care o știam că îmi plângea când Sonia pierdea meciul. Sonia sau Sophie acum? Că ei zic că și. Eu da, mereu i-am zis Sophie. Ok. Și da. Jucam dublu cu ea și pe pierdeam. Pe Jacqueline, pe franceză. Da. Trebuie să vă înțelegeți între voi. Da. Cu Kuznetsova, de exemplu. Acolo dacă n-aveai rădăcini cu ea, știi cum e. Nu te-ai enervat cu nimic. Bă, nu m-ați enervat cu nimic, come on. Dar e bine, asta înseamnă că atunci când o să mai crești, o să mai crești. Când o să mai avansezi în vârstă și te-a apus să joci cu toate, o să bați din, din nervi. Ok, super. O întrebare. Dacă ai putea acum să ai super puteri și să schimbi o regulă din tenis care te enervează, ce ai schimba? Regulă din tenis. Legată de COVID de sau ce vrei legată tu? Aolo, de COVID? De joc în principiu, nu neapărat. Da, spune ce vrei. De joc. Că ai super puteri, poți face ce vrei tu. Da. Practic. Aș adăuga fair play-ul în joc mult mai mult. Adică nu prea se țin cont de anumite faze legate de fair play pe teren. Cu vestiarele vorbim sau cu altele? Pe care nu le vedem noi de obicei. Nu, inclusiv cele de pe teren, cu timing, cu... Uite, ce mă enervează cel mai rău?
sunt pauzele medicale pe motive aburite. Am înțeles, dar voi le simțiți oricum. Normal. Adică okay. N-ai cum să vii să spui, vai, mă doare piciorul de mor și să te faci acolo că mor două minute când vine fizio doar ca să-ți facă și după aia să intri pe teren și să zbârnei mai bine patru decât... game-ul la rând, exact. Da. Okay. Uite chestia asta, doar că... Adică sucre doar să te scoată din ritm, asta e. Exact, exact. Tu n-ai făcut niciodată asta? Nu, eu n-am chemat mulți niciodată. Înainte, din nou. Niciodată. Nu, pentru că... Ok, eu o scot pe ea din ritm, dar și eu ies oarecum din ritmul ăla. Da, 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 mi se pare o tâmpenie maximă. Dar foarte multe o practică, asta e. Da, mai merg și pe la baie când... Exact, voi, sau pauza aia, exact, de 5 minute la baie, 10 minute. Da, adică eu sunt o persoană destul de corectă de fel și nu-mi place să... fie chestiile astea, tensiunile astea care se creează, mai ales că după aia, uite cum au fost discuțiile, unde au fost, la Wimbledon, chiar cu Ostapenko și cu... Da, adică... n-a fost, să știți că nu e nimic regizat, pur și simplu se întâmplă discuția asta, da? Okay. Exact. Și cu Tomljanović, exact. Nu poți, e urât. Până la urmă a luat bătaie oricum, măcar atâta. Da. Bine, nu, dar să nu, vă rugăm frumos, nu așa Ostapenko, să nu asculte acest interviu, cum e română, nu știe ce vorbim. Dacă ai putea să alegi, sau mă, bine, nu, asta nu e cu ales, că e cum se întâmplă, numărul 1 WTA sau Grand Slam? Ambele știu. Nu. Deodată? Nu. Eu nu mi-am dorit niciodată să ajung numărul 1. Ok. Niciodată n-a fost scopul meu ăsta, tot timpul mi-am dorit un titlu de Grand Slam, cel puțin. Deci aș merge cu Grand Slam-ul. Numărul 1 mi se pare că vine. Dacă ești în stare să câștigi un Grand Slam și ai jocul necesar să ții acolo două săptămâni ritmul sus, clar ești de locul 1. Corect. Deci, da, e o chestie de constanță, practic. Deci Grand Slam-ul... Adică nu, numărul 1 e o chestie de, pe care o calculează alții, Grand Slam-ul e a ta, exact, e al tău. Exact, da. Exact. Cool. Nu ți-l ia nimeni. Șanse să câștigi un Grand Slam. Pe zgură. Păi da. Păi n-avem noi zgură în curte, acasă, în casă, exact. Peste tot am crescut. Uite, eu am fost un pic mai norocoasă pentru că în timpul junioratului am stat în America, o foarte bună perioadă, și m-am antrenat destul de mult și pe hard, dar clar, în suflet acolo e... Păi bine, peste, că în state ai jucat pe zgură vreodată? Da, pe zgură verde și... Când erai mică. Nu îmi place absolut. Nu, zgură... inclusiv... Da, știu că acum, evident că acum da. Jucai, dar doar că mă gândeam că dacă aveai zgura, știi, de copilă, de copil în, da. În ADN, da. Pe alea le bați acolo pe zgură, n-au treabă. Clar. O jucătoare de hard, când o pui pe zgură... Nu știe ce, că parcă e pe roți. Mai... Păi, n-am văzut okay. Naomi Osaka, bănuiesc că... Nici o legătură. Nu are... Cine a fost idolul lui Jacqueline? Poți să mama. Zici aoleu, ăsta e răspunsul. Da, ok, răspunsul oficial a fost ăsta. Acum tăiem și punem, da. Da, frumos răspuns. Da. Să trăiască mama. Mama e în spatele meu tot timpul. Foarte frumos. Da. Sharapova. Sharapova a fost okay. idolul meu. Ok, interesant. Ca să zic așa, cred că datorită ei m-am apucat de tenis. Tata era fan Sharapova și se uita la toate meciurile când eu aveam 4 ani. Și a zis, da, și a zis, da, hai să duc și pe Jacqueline pe la tenis, să vedem, poate, poate. Poate dă, ia, traie. Poate o dăm exact. Față totuși. Și mă atragea foarte mult cum țipa ea când dădea în minge și faptul că atunci când îi era frică, bine, asta când am început eu să mai îmi dau seama ce și cum, când îi era frică, dădea mai tare în minge, era și mai agresiv, era, nu făcea pasul înapoi și vai, aoleu, nu. Ea dădea full power, ori la bal, ori la spital, ori trofeu, ori acasă, adică... Da, 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 un fel de și... prietena noastră, da, mai cu... Da, nu mai, se compara, mai cu rezultate, hai să nu, să zic așa, da. Hai să nu, că nu e chiar așa. Și ca și eleganță, tot timpul mi s-a părut o plăcere să o privești. Ca și persoană, am cunoscut-o, e rece, nu e cea mai drăguță persoană, dar
Nu, dar a fost o jucătoare de tenis de care vorba, era frică și până și serenii la un moment dat. Tot respectul pentru jucătoarea de tenis. Apropo de lovituri, spune-mi ce alegi între o lovitură urâtă, dar eficientă, și una frumoasă, spectacol, tribunele în delir, dar riscantă, poate de afară și știi, nasol. Urâtă și eficientă. Asta e semn de maturitate, știi? 100%. Mergem... Da, acum câțiva ani zicea invers. Lasă-mă să zicesc. N-am fost niciodată genul ăla să rup gardul și să câștig meciuri vedem. Așa. Nu. Tot timpul le-am păcat. Spune-mi o lovitură pe care nu prea folosești în jocul tău, dar pe care ți-ar plăcea să o masterizezi. Tu master, nu știu cum se spune în românește. Să o înțelegi. Da, să pot să o folosesc. Da, și să te ajute, ea, să fie armă. Da, să fie o armă. Mi-ar plăcea să folosesc mai mult slice-ul de rever. Îl folosesc, îl știu, am zile în care chiar merge foarte bine, dar mi-ar plăcea mai multă siguranță pe el. Și bine, deja m-am apucat de masteritul slice-ului. Masterizat? Cum se spune? Deținutul secretelor. Așa. Așa, foarte bine. Da, asta ar fi. Bun. Slice-ul. Acum, eu joc tenis. Nu. Mare greșeală. Joc tenis la nivel de amator, știu, nu? Adică am încercat cu next gen ăștia, dar am 37 de ani și mi-am dat seama că-s deodată cu Federer și Nadal, n-aveam nicio șansă. Am încercat, da. Așa. Indiferent de nivelul la care joci tenis, amator sau profi, avem un lucru în comun. Cu toții știm că tenisul e format din 3 mari chestii. 1. Tehnică, 2. Fizic, 3. Mental. Da. Și după aia multe altele care vin. După aia chichițele. Dar astea 3 sunt cele mai importante. Da. Pune-le procente. Cât de importante sunt în jocul tău astea 3? Deci tehnic, mental... Tehnic, mental și fizic. Și fizic. Păi aia spune fizic undeva la... Deci trebuie să fac un 100, un întreg din găsim astea 3. Găsim noi, le calculăm noi, da. Da. Să sperăm că nu greșim și ne fac ăștia mișto de noi. Nu faceți mișto de noi, da? Că noi suntem la uman. Am făcut uman. Sincer, așa. Aș începe cu cel mai mic, care cred că este tehnicul. M-aș duce undeva la un 30% tehnic. Ok. După aia e un pic bătaie între fizic și mental. La mine, mie mi se pare că dacă ești sigur pe tine fizic și știi că duci meciul până la capăt fără să ai probleme fizice, și capul e puternic, pentru că ai... Deci mentalul e legat de fizic cumva. Da. Ok. Pentru că ai pe ce să te bazezi, știi? Am încredere în picioarele astea că aleargă 3 ore și nu fac rampe, pot să... Da, și nu-mi rămâne golul ăla din cap, doamna, deci te-a amețit și nu mai știi ce... Exact. Asta e la noi, la amatori, îți dai. Și la noi, uite, cum a fost acum olimpiada, de jucau pe o leșinătură de căldură din aia, de mai aveai un pic și cădeai pe jos. Păi a câștigat care a rămas în picioare până la final, practic. Exact, exact. Deci fizicul trage mentalul. Ok. Pentru că, uite, eu la noi, la amator cel puțin, se simte că mentalul ne omoară. Adică îți dai seama că poți să-l bați pe ăla, dar ești cu capul între alte părți. Asta pentru că nu te ține fizicul. Și arăți spre mine. Deci, evident, dacă tu ești sigur că poți să dai cu dreapta full power cross, ți-ai deschis terenul, intri în teren și faci un vole, cred că te ține capul un pic mai mult decât te-ar ține dacă zici stai să văd dacă... Ce, asta. Ce a fost asta, știi? Exact. Îți mai iese, aoleu, ce lovitori, nu știi cum să o numești. Exact. Ok, bun. Și acum, pentru că suntem la Porsche Talks Tennis, așa. Spune-mi și mie, ai condus vreodată o mașină Porsche? Da. Ce? Am condus un Cayenne și am condus un 911. 9-11, ca profesioniști, prietene, așa se spune, 911 e la noi aici, dar... Chiar 9-11. Recent, foarte serios? Recent. Serios? Ce cum? Spune-mi, povestește-mi. Acum te țin de pe... Mie îmi place foarte mult viteza, ca să zic așa, din păcate. Despre tenis pentru, vorbim, să știți în continuare. Pentru tenisul meu îmi place foarte mult exact. Viteza, dar sunt ponderată, nu o iau razna. Uite, eu, de exemplu, îmi plac mai mult mașinile înalte, dar sentimentul pe care l-am avut când am condus un 911 și am simțit motorul ăla cum, efectiv, turuia sub scaunul meu,
nu știu, e un sentiment foarte, foarte frumos.